așa cum spuneam, spunea și Ovidiu, mă numesc Călin Bunea, lucrez la Gemini Solutions, am 31 de ani și dintotdeauna am avut o pasiune pentru partea de robotică, de automatizări, de tot felul de chestii de genul acesta, dar cumva nu am avut niciodată ocazia să le pun în practică până acum, de curând. Avea o casă inteligentă, presupune, printre altele, confort, securitate, statistici, puteți să vedeți în timp real ce se întâmplă, să primiți informații, practic casa devine prietenul vostru, puteți să discutați cu ea. Mă rog, este un filmuleț destul de funny pe un site, am să vi-l arăt odată. Bun, ce am să vă arăt? O parte din implementările pe care le-am făcut. Unele, într-adevăr, sunt custom-made, deși există un sistem care l-am cumpărat gata implementat, doar l-am conectat. Vă voi arăta cum puteți controla poarta de acces auto, de exemplu, un sistem de degivrare, un sistem de iluminat al grădinii, oprirea centralei termice, de exemplu, când sunteți plecați de acasă sau în concediu, un sistem automat de irigații, un sistem de supraveghere cu camere IP și un sistem de încălzire zonală cu comandă de la distanță. Aici avem o placă cu releie importată din China, cum zicea Ovidiu. Ea are un controller. Înainte de toate, vreau să vă spun că am observat în 90% din cazuri componentele electronice comunică printr-un simplu contact on-off. Este exact ca și atunci când doriți să aprindeți lumina într-o încăpere, există un întrerupător, îl comutați pe poziția închis, circuitul se închide, curentul circulă în circuitul respectiv, lumina se aprinde și beneficiați de lumină. Ei, releele sunt de fapt un fel de întrerupătoare, dacă vreți, doar că ele pot fi comandate și în acest exemplu avem un controller cu interfață Ethernet și practic puteți să comandați oricare din cele 16 releie. La ce sunt legate, urmează să vedem. Foarte interesant combinația pe care puteți să o faceți. Aici avem o legătură în paralel. Observați că avem un input și un output. Pentru ca semnalul să ajungă de la input la output, trebuie ca unul, oricare din cele trei întrerupătoare să fie închise. În momentul în care este închis, semnalul va circula de la input la output. Deci este o logică de genul oricare din cele trei va funcționa. În cazul legăturii în serie, observați că dacă unul din cele trei întrerupătoare nu este închis, semnalul nu va circula de la input la output. Ținând cont de aceste aspecte, puteți să implementați diverse automatizări și diverse funcționalități pe care inițial vi s-ar părea că sunt complexe, dar de fapt lucrurile sunt mult mai simple. În continuare, am vrut să vă demonstrez live sistemele, doar că mi-a fost frică de conexiunea de internet, așa că am făcut un filmuleț. Bun, aici este curtea, o pagină web implementată cu un design, aș zice foarte frumos, dar mă rog, poate unii dintre voi nu sunteți de acord, dar mă rog, am făcut-o într-o oră, în ideea că o voi schimba, dar au trecut de atunci câteva luni și e la fel și nu întrevăd o schimbare în viitor apropiat. Și vedeți, practic, poarta auto, în momentul în care am executat un contact pe un anumit releu, poarta auto se deschide, la următorul contact poarta auto se oprește pentru că era încă în derulare
iar la încă un contact poarta auto se închide. La ce este utilă o astfel de funcționalitate? Am să vă zic de un exemplu concret, când am avut un curier care trebuia să-mi livreze niște pachete, eu evident nu eram acasă, m-a sunat, m-am uitat pe camerele de supraveghere, i-am deschis poarta auto, a intrat în curte, a lăsat coletele, i-am închis poarta auto când a plecat și tot a fost ok. Un alt sistem foarte util, aș zice eu, este cel de iluminat. Vă rog să urmăriți în această zonă, este un reflector care, nu știu dacă se vede, că se aprinde și se stinge în funcție de comandă. Desigur, fiind ziua, nu se vede poate foarte bine, dar ideea este că având această placă de releie și cu un mic server, puteți efectiv să programați ca luminile din curte să se pornească automat atunci când soarele apune și să se oprească automat atunci când soarele răsare. Există tabele pe internet în funcție de poziția geografică de pe pământ și în funcție de ziua se știe exact când apune și când răsare soarele într-o anumită zonă. O altă idee pentru această implementare ar fi cu o celulă fotovoltaică cu care să fie sensibilă la lumină, doar că m-am gândit că nu ar fi foarte fiabil, deoarece seara când aș aprinde luminile, probabil că ar detecta că există lumină și mi-ar opri sistemul, dar probabil o implementare duală, adică și cu celulă și cu pe bază de tabel, ar fi mult mai utilă. Un pic s-a decalat. Bun, ce mai avem pe lângă aceste sisteme e sistemul de degivrare. De ce un sistem de degivrare? Pentru că the winter is coming și practic putem să topim zăpada din zona de alee pietonală sau zona de acces auto printr-un singur simplu cablu termorezistiv. Acest cablu se încălzește în momentul în care circulă curent prin el și în câteva minute va topi zăpada. Din nou, având placa cu releie, pot comanda de pe internet acest sistem de degivrare. Iluminarea automată de care am povestit și o altă funcționalitate ar fi comanda centralei termice, pentru că nu știu dacă mă credeți, dar și centrala termică funcționează tot pe baza unui contact on-off. Dumneavoastră când doriți să măriți temperatura dintr-o cameră, termostatul practic face contact între două fire, de obicei în 99% din cazuri, și astfel transmite centralei nevoia de căldură. Un alt sistem destul de interesant, aș spune eu, este sistemul de irigații. Am și pentru acesta o mică prezentare, doar că nu știu dacă se va vedea foarte bine. Tot din panoul de comandă. În prima fază pornesc o protecție. Această protecție, am să vorbesc puțin despre ea ulterior. Desigur, zona de irigat este zona aceasta și urmează să vedeți aspersoarele cum aruncă jet de apă. Nu știu dacă se vede foarte bine. Un alt lucru pe care vreau să-l notați aici este faptul că există și o pompă și în momentul în care trec de pe sistemul de rețea pe pompă, se diminuează jetul. Nu se vede foarte bine pe filmuleț, dar credeți-mă că funcționează. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că presiunea de la rețea este mult mai mare decât presiunea pe care o generează pompa. Deci, sistemul de irigații, în primul rând, poate fi comandat la fel de pe internet. La ce vă ajută acest lucru? Având un server,
puteți efectiv să vă faceți o implementare, astfel încât să citiți prognoza meteo pentru ziua curentă, în ideea că prognoza meteo ar fi destul de exactă, deși știm cu toții că nu e chiar așa, adică cei de la meteo nu prea prezic foarte bine vremea, dar teoretic dimineața puteți să citiți prognoza pentru ziua curentă. Dacă sunt șanse foarte mari de ploaie, puteți să nu activați sistemul de irigații. În schimb, seara, puteți să citiți ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua curentă, tot de pe site-urile de prognoză meteo, iar în cazul în care ei au mințit și nu ați dat drumul la irigații, puteți să suplimentați, să faceți o compensare, ca să spun așa, mărind timpul cât țineți deschis o anumită zonă de irigație. Astfel, suplimentați cantitatea de apă. Mai există un senzor de ploaie. Senzorul de ploaie funcționează foarte simplu. Are, practic, înăuntru câteva circulețe de plută, care în momentul în care există umiditate, se umflă și ridică, efectiv, un contact. Deci, practic, întrerupe circuitul. Din nou, este vorba de un contactor on-off, pentru că, așa cum spuneam, 90% din componente așa funcționează. Ei bine, pentru a avea o soluție de backup, am folosit un releu de timp. Acest releu este programabil, este de fapt mecanic și practic prima dată, după cum ați văzut și în prezentare, prima dată am activat acel releu de timp pentru a avea protecția. Releul respectiv va întrerupe automat circuitul după X minute, în cazul meu 15 minute. Astfel, dacă se întâmplă ceva cu serverul sau alte motive, releul respectiv va întrerupe automat circuitul de curent și implicit apa se va opri. Sigur, poate nu ar fi neapărat o mare problemă dacă ar merge în continuu sistemul de irigații, pentru că am putea face o piscină, de exemplu, în curte sau, nu știu, o pescărie, să aș invita prietenii la pescuit. Dar cred că e mai bine totuși să avem încă un nivel suplimentar de protecție. Foarte important, la baza sistemului de irigații stau electrovalvele. Electrovalvele sunt, de fapt, niște robineți comandați, ca să spun așa. Au efectiv două fire. În momentul în care sunt alimentate cu curent, ele închid țeava și obturează, deci nu permit apei să treacă. În momentul în care se aplică tensiune, ele se deschid și apa, fiind deja sub presiune, circulă prin circuit și implicit prin aspersoare. Desigur, din punct de vedere al securității, am implementat și un sistem de supraveghere. Avantajele ar fi supravegherea în timp real, evident. Mai există și motion detection pe aceste camere, se pot configura. Câteva aspecte, câteva cifre interesante, ca să spun așa, este faptul că uploadez toate filmele pe Google Drive în timp real. De ce fac acest lucru? Pentru că, Doamne ferește, dacă cineva ar sparge casa și ar fura serverul pe care sunt stocate toate filmele, nu ar avea practic niciun efect faptul că am avut sistemul de supraveghere. Și pe Google Drive, cu doar 8 sau 9 euro pe lună, am spațiu de stocare nelimitat. În momentul de față am undeva la 28-29 de terabytes uploadați din ultimele, nu știu, 2 sau 3 luni. Fac un upload de aproximativ 10 megabytes pe secundă. Megabytes, deci nu megabits, megabytes, ar fi undeva la 80 de megabits. 24 de ore pe săptămână, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, undeva în jur de 0,5 terabytes pe zi. Desigur, pentru... Da? Da, m-am gândit și la asta. O să spun mai târziu. În momentul de față, ca să fie cât mai fiabil și pentru a suporta o viteză atât de mare de upload, am 3 abonamente de internet și toate sunt pe fibră optică
Și am implementat un load balancing folosind IP tables cu connection mark. Evident, am citit de pe internet, nu sunt expert în Linux, dar, mă rog, am găsit implementarea. Ca și componente, de ce aveți nevoie? De camere. În cazul meu am ales camere IP cu Power over Ethernet. Power over Ethernet înseamnă că prin același cablu UTP, două fire sunt folosite pentru alimentarea camerei și patru fire pentru date. Mai rămân două fire libere, dacă aveți imaginație, nu știu, faceți ceva și cu firele libere. Evident, aveți nevoie și de un switch care să suporte Power over Ethernet. În cazul meu am un server, un mini-server, orientat spre consum redus de energie. E un i5-4650U, deci cu low power consumption. Și, evident, am scris un soft propriu în .NET, că asta știu eu mai bine. Rulează pe Linux cu Mono, merge destul de bine deocamdată. Și am mai folosit FFmpeg pentru capturarea efectivă de videouri de la camere, pentru că ele au un protocol de tip RTSP, Real Time Streaming Playing, și mi-era destul de complicat să implementez eu și protocolul respectiv, așa că am folosit FFmpeg pentru că e mult mai bine implementat decât aș fi făcut-o eu. Camerele, printre altele, au și infraroșu, deci oferă o vizibilitate foarte bună și seara. Alerte la detectarea mișcării sunt foarte ușor configurabile și foarte flexibile. Alertele sunt prin e-mail în momentul de față, dar m-am gândit să implementez un mecanism prin care să etichetez, ca să spun așa, videourile și să pot să fac play doar pe zonele unde s-a întâmplat un eveniment de mișcare. Pentru că să urmărești 24 de ore de videouri și pe o viteză de 4x, 4x e cea mai mare viteză acceptabilă, ai nevoie de 6 ore pentru a urmări o singură zi. Vă dați seama, de la 6 camere de supraveghere, într-o zi ai avea nevoie de mai mult timp decât există fizic. Ce mai există la casă? Un sistem de încălzire central, dar cu control al temperaturii zonal. Acesta este un sistem cumpărat deja, deci nu l-am implementat, eu doar le-am conectat, ca să zic așa, și au fost destul de multe fire, undeva la 100 și ceva de fire. Sistemul e făcut de Rehau. Conține mai multe termostate, pentru fiecare zonă câte un termostat. Există un bus manager, îi spun ei, care e un fel de server care guvernează toată automatizarea și tot sistemul. Și mai există două V-module, le spun ei, care de fapt sunt niște componente cu releie. Fiecare are patru releie. În momentul în care bus managerul transmite nevoia de căldură pentru o anumită zonă, releele respective sunt asignate unor electrovalve. Mă rog, nu se cheamă electrovalve, se cheamă actuatori, dar principiul e exact același. Se ridică capul respectiv și permite apei să circule prin serpentinele aferente sistemului, zonei respective. Deci, principiul de funcționare nu e chiar atât de complicat. Ce avantaj are un sistem zonal? Unul din avantaje e dat de faptul că într-o casă nu se încălzește la fel, adică o casă cu expunere pe sud sau pe nord, o casă cu mai multe geamuri, cu mai puține geamuri, căldura e puțin, e distribuită diferit. Având o implementare cu un sistem zonal, puteți avea în fiecare cameră o temperatură constantă. În plus, dacă aveți câteva camere pe care nu le folosiți, cum e și cazul nostru, evident nu vom da drumul la căldură în acea cameră, astfel putem fi și ecologici și în același timp putem să și economisim la factura de gaz. M-am gândit la un moment dat să fac o implementare proprie, doar că timpul nu mi-a mai permis, ne grăbeam și nu aveam efectiv timp pentru implementare. Ca și costuri, evident, aș fi ieșit mai ieftin, dar, mă rog, ca și la costuri trebuie să luați în considerare și timpul dumneavoastră. Iar ca și fiabilitate, sigur, cele de la Rehau probabil că sunt mai bine testate,
dar dacă apare o problemă în sistemul de la rehaul, nu știu, eu nu pot să intervin să o repar. Deci există avantaje și dezavantaje. Ce idee am pentru viitor? Comanda de la distanță a sistemului de aer condiționat. Echipamentul este deja achiziționat, doar că nu l-am montat. Controlul prin GSM. Aici, cum spunea dânsul, ce se întâmplă în cazul în care pică internetul? Ce se întâmplă în cazul în care pică curentul? Ei bine, printr-un modul GSM aș putea să am control și statistici și prin SMS. Un modul GSM consumă foarte puțin, pot folosi o baterie de motocicletă, chiar am cumpărat una, și e destul de mică. Și am calculat că ar trebui să țină undeva la 3 zile tot sistemul doar pe baterie. Astfel, chiar dacă pică internetul, chiar dacă pică curentul, eu am în continuare acces la dispozitivele din casă. Desigur, dacă pică curentul, ideal ar fi să am și un generator de curent pe motorină sau pe benzină cu pornire automată. Se poate face, nu e foarte complicat. Din nou, e vorba de releie și de contacte on-off. Mai am în minte implementarea unor panouri fotovoltaice cu rotirea lor în funcție de poziția soarelui. Deci astfel se poate obține o eficiență mult mai ridicată, undeva la 30% din ce am citit, dacă se face tracking în funcție de poziția soarelui. Aș mai vrea să am și senzor perimetral de mișcare. Aici va fi destul de complicat, deoarece trebuie să faci diferența între hoți și animale. Deci senzorii perimetrali ar trebui să-i pun în grădină pentru a detecta potențialii intruși, doar că e destul de greu să faci diferența între un om și, nu știu, animale sau alte obiecte. Aș mai vrea să fac și o soluție custom de încălzire, deci tot sistemul de încălzire pe care acum îl am de la Rehau, aș vrea să-l implementez eu și de ce nu, poate chiar să fac o afacere din această treabă, deoarece componentele sunt foarte ieftine. Un microcontroller costă undeva la $2, un senzor de temperatură $2, mai e nevoie, să zicem, poate de un transceiver wireless, mai e și ăla $5, deci suntem la $10, $9 plus software-ul care îl scrii odată și îl multiplici pe oricâte dispozitive. Mai visez la un robot pentru tuns gazonul. Am văzut câteva variante pe internet și mă gândesc foarte serios să achiziționez unul. Și aș mai vrea să-mi fac ceva media center folosind Raspberry Pi, pentru că, nu știu, am două televizoare care nu sunt chiar smart și cu un Raspberry Pi probabil că le-aș crește puțin IQ-ul, ca să zic așa. Deoarece nu mi-ar fi permis timpul să vă prezint foarte multe detalii, am pus câteva poze pe Google Drive, ambele link-uri sunt funcționale. Acolo sunt practic elementele fizice care există în momentul de față în casă. Am pus și câteva explicații text pe poză, sper să înțelegeți, pentru că culoarea textului nu e cea mai potrivită uneori, dar dacă faceți zoom o să puteți să citiți. Și oricum, dacă aveți întrebări, acela e ID-ul meu de Skype, adresa de e-mail și, nu știu, sfatul meu, dacă vreți să vă implementați o casă inteligentă, în primul rând e vorba de pasiune, de timp și de imaginație. Trebuie să aveți imaginație și de acolo totul se rezolvă. Vă mulțumesc! Mulțumim, Călin. Dacă sunt întrebări... Placa aceea de releie pe care v-am arătat-o, care are 16 releie, costă undeva la $50 din China. În rest, ce am mai avut?
diferite alte releie de siguranță și cel mai scump a fost sistemul de încălzire, care e marca Rehau și doar textul Rehau costă foarte mult. Asta e problema. Depinde cât de low level vreți să merge. Ok, partea asta de electronică, da, într-adevăr, trebuie o mică, mici cunoștințe de electronică. Să știi că nu poți să legi 24 de volți cu 220 de volți sau nu poți să legi pe un releu două semnale, pentru că pe unul poate circulă anumită tensiune, pe unul circulă altă tensiune. Și de acolo, nu știu, nu... Nu... Am terminat la calculatoare, dar și la calculatoare am făcut chestii de microcontrolere și de hardware și de porți logice și așa mai departe. Dar dacă ai întrebări, cu cea mai mare plăcere te ajut pe Skype sau pe e-mail. Sunteți căsătorit? Da. Ce zice soția? Soția din fericire m-a înțeles și mi-a aprobat toate fanteziile tehnologice, ca să spun așa. Și banii am luat împrumut, adică evident că nu ne-au ajuns și noroc că avem prieteni de la care am putut să luăm împrumut. Da, mă sprijină și mulțumesc foarte mult pentru lucrul ăsta. Păi, da, fără timpul meu. Păi, chestiile astea de releie au fost foarte ieftine, probabil până undeva la 1000 de lei ar fi, dar sistemul de la Rehau a fost, nu știu, cu toate termostatele, doar un termostat e 130 de euro, fără TVA. Bus managerul, doar web, modulul acela web, ca să am accesul de pe web, e 600 de dolari și e doar un modul. Deci sunt enorm de scumpe doar pentru că scrie Rehau pe ele, dar dacă, de fapt nici măcar nu sunt făcute de ei, sunt făcute de altcineva și ei doar au scris Rehau. Dar n-am mai avut timp. Da, camerele IP au fost 600 de lei fiecare, 6 bucăți, switch-ul 1000 de lei cu power over Ethernet, calculator în jur de 2000 de lei. Da, deci sunt, nu, pare rău că nu m-am pregătit cu răspunsuri pentru costuri, că știam că vor fi, dar am uitat efectiv să vă fac o listă. Dar dacă vreți, vă pot spune pe Skype toate detaliile. Nu suficient de securizat. Adică, sigur, am un Linux, dar porturile sunt deschise pe internet. Vă zic sincer, ăsta e un alt motiv pentru care am ezitat să vi le arăt live, pentru că nu am niciun mecanism de brute force attack, n-am implementat, dar ar trebui, recunosc. Și e pe lista mea. Da, e o întrebare foarte bună și e unul din sfaturile pe care vreau să vi le dau. Dacă vă faceți o casă, foarte important, tuburi. Să tubați cât mai mult, păcat că nu am poze, dar efectiv, la un moment dat, la etajul 1, aveam o plasă de tuburi. Aveam la un dat 4 suprapuneri și nu se puteau rezolva altfel decât prin suprapuneri. Erau 4 tuburi suprapuse. E foarte important să trageți tuburi groase, pentru că e vorba de arie. Deci un tub e vorba de aria cercului. Dacă crești cu 1 mm diametru, aria crește cu mult mai mult, pentru că e pier pătrat și atunci e o diferență foarte mare între un tub de 32 de mm și un tub de 25 de mm. E o diferență foarte mare de volum, de suprafață. Și câștigi ciment. Da, și câștigi ciment. Da, inițial, de exemplu, nu aveam în plan să avem o șapă suplimentară, dar au fost atât de multe tuburi încât efectiv nu mai puteau fi îngropate, ca să zic așa, în placa de beton și chiar am o poză pe adresa respectivă, în camera tehnică, pe un perete, nu am mai scobit cărămida cum se face de obicei, efectiv am zidit încă un zid pentru că au fost atât de multe tuburi că trebuia să dăm jos peretele, deci nu... în camera tehnică, pentru că acolo sunt legăturile. Am un switch cu 24 de porturi, dar nu mi-ajunge. Am 28 de cabluri de rețea.
De la? De la toată ideea. Nu, chiar mi-am cumpărat o grămadă de microcontrolere și vreau să implementez eu, de exemplu, soluția de la Rehau. Dacă ar fost să fac eu, nu ar fi fost fizic, era prea mult. Deci, evident, a făcut cineva lucrarea. Da, acolo soluția de backup este wireless. Eu nu prea sunt adeptul comunicației wireless pentru că e vorba de baterii, e vorba de interferențe, e vorba de fiabilitate. Părerea mea, wireless-ul trebuie să fie o roată de rezervă, nu implementarea principală cu care porniți la drum. Asta e părerea mea. Dar se poate, deci se poate și wireless, nu e o problemă foarte mare.